Salut și bine ați venit la episodul 4 din seria de Road to Glory la Ultimate Team. Probabil cum ați văzut și în titlu, încerc să nu vă mai dau spoilere așa mari, dar am prins din nou un jucător de peste 100.000 de coins. Știu că acum nu mai apar coinsurile, dar am îmbunătățit cât de cât echipa, am schimbat-o în Weekend League. Despre Weekend League e posibil să vorbim mai încolo dacă în acest episod o să apară și reward-urile la FUT Champions. Nu știu exact, momentan nu vă spun nimic despre Weekend League. Dar pentru mine, experiența mea cu Weekend League-ul la FIFA 20, prima experiență, vă spun doar atât, a fost dezastruoasă. Mai multe vă spun atunci. Încerc să nu vă dau spoilere la online acolo. Am trecut foarte repede. Pentru început, azi 7 octombrie, deschidem Squad Battles, apoi recapitulăm cele mai bune pack-uri de săptămâna trecută din SBC-ul, reward-uri la Rivals, Squad Battles, whatever, nu contează, o să pun doar cele mai bune pack-uri ca de obicei. Iar la final, probabil acest clip o să conțină și reward-urile de la FUT Champions, nu sunt 100% sigur încă. Poate fac clip separat, depinde cât de lung va fi acest clip. Hai să luăm Squad Battles-ul și sper că voi primi din nou un jucător bun. Data trecută n-am prins nimic din Elite 2. Așa că de data asta nu m-am stresat foarte mult, a fost și Weekend League și am jucat duminică seara până să fac gol 2, câteva meciuri, cred că au fost 7, nu știu exact. Nu sunt extraordinare pack-urile, dar de obicei în alți ani la gold 3, gold 2 primeai cele mai bune dropuri, nu conta ce pachete erau. Așa că hai să vedem, Prime Mixed Player Spec, ce se poate întâmpla. Facem o nefăcută sau nu facem? Nu cred că e walkout, măcar board, da, e board. Sommer, nu e, Sommer e Akanji care e scump, sper, 30.000 ar trebui să fie. Bă, v-am zis, sunt drop-uri mai bune, chiar dacă n-a fost walkout. Nimic din Liga 1, din păcate. Punem și acest rus la vânzare, Maslov. Iar Akanji, te rog să mai fii. Oh, și era și ăla de 82. 25. Nu e rău. Cred că o să-l pun la 24 de mic, majoritatea sunt 25. Da, bani buni de pe urma lui Akanji și cred că și Morales ăsta e scump. Da, nu e rău. Pentru un jucător de 82, undeva la 7.000-8.000. Ok, o să-l pun la 8.000. Mai era ceva la 7.900, dar sigur se va da imediat. Foarte bun pachetul ăsta, ce să zic. Undeva la 35.000 din el. Nu e rău deloc. Și hai și cu ultimul pack. Cum ar fi aici walkout? N-am mai prins de ceva pack-uri un walkout. Pentru că încă e promoția acum Swatch și nu e walkout, dar e posibil să fie board. Iar da, este român Mitriță în formă. Let's go, chiar vreau să-l cumpăr. Ei bine, acum nu o să-l mai cumpăr pentru că nu o să-l vând. Nu e walkout, dar e Mitrit al nostru. Și oare să mai fie ceva lângă un borz bun? Rămâne de văzut. Sper total să-mi mulțumim cu aceste premii, adică am jucat super puțin. Și am prins jucători buni. Ce v-am zis, cu ce o să conține acest episod? Cu pack-urile cele mai bune de săptămâna trecută, pentru că iar nu am filmat săptămâna trecută, nu am avut timp să fac un clip. Oricum a apărut cel episodul 3 din această serie. Dar putea să apară și 4 în weekend dacă o mișca mai repede. Și nu uitați de carieră. O să apară la final probabil un link către episodul 3. Vă aștept și acolo în comentarii cu un like, ceva.
obicei, bine ați venit și cu premierile de săptămâna aceasta, de joi. O să luăm Rivalsul și o să iau tradable data asta, sunt pachete bune, așa că risc să îmi pice ceva scump. Am luat rang 2 în divizia 5, am fost foarte aproape de divizia 4, la o victorie, dar din păcate am dat choke. Poate data viitoare să fie divizia 4, peste 2 săptămâni. Foarte repede, mergem să luăm și Food Champions-ul. Și aici trebuie să vă povestesc ceva. Am dat choke de la 2 cu 6, am dat rage, mai bine spus, de la 2 cu 6. Și cine credeți că a obținut gol 2? Ei bine, prietenul meu Emilian, o să vă las linkul de la canalul lui de Twitch și de YouTube în descriere. El a jucat de la 2 cu 6, a obținut gol 2 foarte aproape de gol 1. Și weekendul ăsta o să facă pe contul lui de FIFA și pe contul lui de Twitch, o să facă live cu Weekend League, cu echipa lui Hermannstadt, ceva extraordinar. Vă aștept acolo pe chat să-l susținem și ai de ce nu să obțină gold 1 la el. Sunt sigur că dacă n-avea alea 6 înfrângeri sau nu mai știu câte am avut, 2 cu 4 sau 2 cu 6, sigur dacă nu aveam înfrângerile, alea a luat gold 1 aici și poate chiar și elit. Și hai să vedem ce ne pică. Anul trecut nu pot să zic că am avut un mare noroc la player pick-uri, hai să vedem cum începe anul ăsta, deși teoretic nu sunt premiile mele. Da. 82 cel mai mult. Cred că o să-l iau pe Wesley. Și hai să vedem aici. Poate îmi dă ceva 84 plus. Evident că nu. Ce să zic, o să-l iau pe Palois. Sunt curios dacă anul ăsta mai OP, sunt curios dacă anul ăsta mai sunt OP premierele de la gol 3, adică picurile. Da, ce să zic, n-am început foarte bine, dar oricum nu meritam ceva bun, mai ales când am jucat eu. Promit că weekendul ăsta o să fiu mult mai calm, mi-am schimbat atitudinea și modul de joc, o să dau și redeem acum. Mergem aici și dăm redeem and trans now. Și gata, ne-am calificat la Weekend League. Data asta o să joc eu. Și aici din că avem multe pachete, am făcut și SBC-ul de ieri seară cu pachetul ăla de 50k și încă două mai aiurea. Mergem cu premium Electrum Player Spec. Și totul e tradable, deci ar putea să obținem ceva bun. Primul nu e walkout, cred că nici board. Nimic din Liga 1, niciun silver foarte scump, nimic de la Juventus sau Liverpool că ea scumpi. Small Prime Gold Player Spec. De data asta se aude. Habar n-am ce a fost data trecută. O, Lucas Vasquez, cred că e a 4 oră când îmi pică și încălțim pe market, fără să-l vând. Și prietenul meu Valbuena. Rar gold pack și apoi încep pachetele super tari, unde mă aștept la minim 2 walkout-uri. Că până acum nici borz n-am luat, am fost super ghinionist. Muniain. Nice. Încerc să mă gândesc de ce erau 2 rar gold pack-uri. Probabil unul era de la SBC. Nu știu exact, hai să vedem. Credeam că la SBC-ul era rar player spec. Poate e borz aici? Nici măcar. Astore. Mă, măcar dați-mi de la Juventus. Avem mega pack, rar mega pack 2 și un rar player spec. V-am zis, măcar două walkout-uri, că altfel o să plâng rău. Oricum, în episodul ăsta deja ați văzut cum e picat la cazet. Nu pot zic că am pick-uri proaste. La pack-uri. Sau drop-uri, mai bine zis. Da, cum spuneam, măcar dacă mi-ar rea de la Juventus, care se vând cu 7000 pe market în momentul de față, n-aș mai fi supărat. Vardy, te rog, zi-mi că e scump. Oh, nice, că l-am untradeable pe Vardy. În sfârșit ceva bun. Hai cu rar mega pack. Am făcut deja 100 de casă, a dat Vardy. Easy money. Nu e walkout, dar mamă cât au lucit alea. E board.
Ce ame? A Ozil, oh my god. Săracu cât l-au scăzut anul ăsta. Dar cred că merita, nu prea așa domnul trecut. E la final de carieră, ce pot să spun. Da, nimic de la Juventus. Măcar de la Liverpool, că și aia sunt 3000. Rar player spec, dacă nici aici nu e walkout, îmi bat picioarele, mă duc acasă. Oricum sunt acasă, dar înțelegeți voi ideea. Hai mă. Nu pot să cred, bă, nu e ok ce se întâmplă. Deci nu e ok, unde mi-e bulanul? M-am lăudat primele 3 episoade și acum ce facem? Doar cu un Lacazette acolo? Mai ales la ce pecuri am avut. Gata red list-ul, așa puțin s-a durat pentru mine. Mamă, nu pot să cred, îl dau deja cu Excel, că n-are rost. Nu pot să cred. Am măcar aici, le schid cu nasul ca pe timpuri, te rog, dăm walkout, ce naiba. 7 pecuri degeaba. Nu e asta, da, nu e nici asta walkout. E board, fiți atenți că e bun, striker, 85 nu. Nu e nici măcar aspa, e Morata. Sau cum îi zic eu, cum îmi place să zic moarta. Ai frate, nici măcar de la Juventus, nici walkout. Bine că mi-a dat Vardy ăla, 20 de mică în rest. Ok, Juventus, let's go. Oricum aveam undeva la 40.000 înainte de aceste premii. A fost aia 45.000 de coins de la Weekend League, plus Vardy, plus cea mai prinsă ăsta de la Juventus mare se vândă, cred, sau s-a vândut. Dacă se vând și ăștia două, ar fi totul perfect. Aș face undeva la 120.000 de coinsuri, ceea ce nu e rău deloc. Se putea și mai bine, dar asta e. Poate voi ați avut noroc mai mult. Scrieți-mi în comentarii ce ați prins, ce rezultate ați obținut. Eu, mă, normal, aș fi obținut bronz 3 sau bronz 2 la Weekend League, dar weekendul ăsta sunt mult mai motivat și mai pregătit și sper să scot gol 3, ca de obicei, adică n-am așteptat momentan, deși am jucat ok la Rivals. Da, nu știu ce să mai zic, oricum cred că a fost un episod destul de lung. A avut premii de la Squad Battles, a avut premiile astea, a avut ceva pecuri bune, le-am descris săptămâna trecută, nu săptămâna asta. Și da, mulțumesc în continuare că sunteți aici, că susțineți această serie, like dacă vreți să continui, subscribe dacă sunteți noi și vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați pe clopoțel să bifați, să primiți toate notificările, până data viitoare aveți grijă de voi, eu am fost Haluc, la revedere!